strig în pustiu, că-s multe urechi închise, n-aud glasul celui viu. Dar și ochii n-astă vreme sunt cu solzi acoperiți, și nu-l văd pe cel ce strigă, vă chem să vă pocăiți. E aproape împărăția și nu veți putea intra, de nu-ți cercetezi umblarea, aici jos vei rămânea. Tu sfințește ți-ați viața, pentru că nimic spurcat nu va intra în cetate, nimic din ce-i întinat. Ce vremea de pe urmă, cei mai mulți vor fi amăgiți, și puțini vor fi aceia puși deoparte și sfințiți. Puși deoparte pentru Domnul, chiar de-ar fi batejocoriți. Fericiți că pentru Iisus ei vor fi chiar prigoniți. Și cu inima predată doar Domnului Savaot, s-au lipit doar de Stăpânul, căci la doi stăpâni nu pot. Ori cu Domnul, ori cu lumea, nu se poate amesteca. Dumnezeu cere sfințenie pentru Domnul consacrat. Astăzi, cum a avut așa în trecut, rămășiță sfânt aleasă, așa cum el a cerut. Când poporul lui Israel s-a stricat și s-a spurcat, leviții au stat deoparte, la vițel nu s-au închinat. Nu s-au închinat la idol, au ales pe Dumnezeu să-L slujească în sfințenie, și la bine și la greu. Vreau ca să fiu rămășița și mireasa Domnului, vreau ca și eu să fac parte din aleșii cerului. Dar te rog, ajută-mi, Doamne, căci eu singură nu pot. Dă-mi putere, Tată, zilnic, ajută-mi crucea.
să-mi port. Vreau să ajung în veșnicie, vreau Iisuse, Domnul meu, să fiu cu tine în vecie, tu al meu și eu al tău.